salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Astăzi vom face mai mult un experiment. Vom transplanta acest cachet din semințe. În mod normal, anul acesta trebuia să intre pe rod. Este din semințe, nu este altoit și de-aia intră mai greu. Nu a mai fost protejat anul acesta, este aclimatizat. Acum să sperăm că se va și prinde la noua locație. Mulți zic că dacă a intrat în vegetație nu se mai prinde. Eu am transplantat și cu alte ocazii și s-au prins fără nicio problemă. Ceea ce este un mit fals este că trebuie tăiat cât mai mult înainte de transplantare, dar au fost făcute mai multe cercetări și în urma rezultatului, de fapt, pomul se prinde mai bine dacă este transplantat cu coronamentul inițial, fără să fie tăiat. Pentru că în urma tăierii, el încearcă să cicatrizeze acele locuri și nu e deloc bine, consumă energia cu cicatrizarea și vindecarea rănilor. Așa că vom încerca. După ce am săpat și am scos rădăcina cât mai intactă și cu un balot de pământ, după cum se vede, nu am tăiat din crengi, cum am zis, facem un mix de pământ raven, pământ de pădure dacă aveți, o lopată de nisip și niște îngrășământ natural din balegă de vacă, de vite. Eu l-am găsit pe acesta. El este destul de scump, acesta natural. L-am găsit la reducere și am luat, cred că 10 pungi, toate care erau acolo. Este un îngrășământ din compost de vacă, după cum am zis. Aici, din păcate, nu găsim îngrășământ natural la țăran, pentru că nu prea mai sunt animale, nu se mai cresc și așa că am fost în Hornbach și am găsit, este bio. Și o să amestecăm acest îngrășământ cu pământul, după care o să îngropăm pomișorul. După cum se vede, rădăcinile sunt destul de mari și viguroase și să sperăm că se prinde. Groapa trebuie săpată de două ori cât diametrul rădăcinilor pe care le-am scos, deci undeva la un metru o să fac groapa. Și vom vedea în continuare pe parcurs dacă îl salvăm sau nu. Deși toată lumea a zis că dacă intră în vegetație și a intrat în vegetație, nu va mai putea fi salvat, nu se mai prinde. Dar după cercetările pe care le-am făcut, mai ales în California, am văzut peisagiști care iau de la clienți copaci destul de maturi și mari în vegetație și se prind dacă avem un pic de grijă de ei. Cam așa arată rădăcina. Nu știu dacă se vede pentru că este soare.
destul de vigoroasă. Acum, ceea ce este foarte important este să elimină rădăcinile care au fost lezate pe timpul transportului sau când am săpat. Eu le-am tăiat deja. Arată foarte bine. Este foarte greu cu această rădăcină plină de pământ. Acum o să-l bag în groapă. Îl udăm bine și să sperăm că se va prinde. I-am desfăcut și crenguțele de la transport. A ținut destul de bine, sunt foarte mulțumit. După ce așezăm pământul, așezăm câte un strat și tasăm, pentru ca rădăcinile să nu prindă aer, este foarte important. Ele trebuie să se cicatrizeze și din acest motiv trebuie să nu aibă aer, să nu pătrundă bacterii. Îngrășământul ăsta pe care l-am pus eu o să ajute mult. Este foarte bine la orice transplantare să puneți un îngrășământ de calitate, chiar dacă este mai scump, pentru că o să ajute foarte mult. După cum am spus, am aplicat o metodă de la o pepinieră din California, pepinieră și o firmă de peisagistică. Și ei povesteau că transplantează foarte des pentru clienți pomi destul de mari, de 3, 4, 5 ani. Și dacă iau cu lot de pământ, nu taie aceste crenguțe, nu reduc deloc orana. Și s-a demonstrat că această metodă este mai bună, pentru că pomul se va focaliza pe rădăcini, nu va trebui să mai cicatrizeze toate rănile din exterior, aceste crengi. Acest cache din semințe este un pomișor de suflet și de aceea trebuie să-l transplantez. Nu am avut ce să fac și să sperăm că dacă îl îngrijim cum trebuie, își va reveni și va și fructifica anul viitor. Anul acesta este oricum compromis pentru fructe. Mai tăiem și crengile care au fost atinse și doar atât. Doar cele care au fost atinse sau cum este aceasta. Din păcate aici nu avem ce să facem. O tăiem la inel. Și ultimul pas este să-l udăm bine. O să-l udăm la 2 zile. Asta dacă nu plouă zilele următoare. Și să sperăm că se va prinde și totul va fi normal.